Autoritățile mai multor state investighează cazurile de variola maimuței pentru a identifica focarele și cauzele răspândirii virusului. Asta face și Spania, care are la activ deja peste 30 de cazuri confirmate, a căror sursă de infectare ar fi servit un festival al gheilor de pe una dintre insulele Canare. Totodată, cererea de vaccin antivariolic a explodat în ultimele zile. Pe de altă parte, experții OMS susțin în continuare că populația nu are de ce să-și facă griji în legătură cu acest virus. Cel puțin 17 țări din afara Africii au raportat până acum cazuri confirmate de variola maimuței. Vaccinuri orientate special împotriva acestei boli nu există, însă unele studii au demonstrat eficiența vaccinurilor contra variolei obișnuite. În acest context, zeci de state s-au grăbit să-și suplinească stocurile de vaccinuri. Autoritățile sanitare din Belgia, prima țară care a introdus carantina obligatorie de 21 de zile pentru acest virus, vin cu recomandări practice. Dacă ești contaminat, trebuie să eviți totalmente contactul sexual până când leziunile vor dispărea. Dacă ai bănuiala că ești infectat, de asemenea, trebuie să fii foarte atent la contactul sexual, dar și în general la contacte. Ori contaminarea se produce prin contactul direct al purtătorului cu persoana sănătoasă. Autoritățile sanitare spaniole investighează festivalul mândriei Mas Palomas Pride de pe insula Gran Canaria după ce evenimentul a fost asociat cu numeroase cazuri de variola a maimuței în Spania și Italia. Între timp, experții OMS au făcut din nou apel la calm, sugerând că acest virus se află în vizorul autorității internaționale de mai bine de 4 decenii. Și de fiecare dată, cazurile din afara continentului african au fost izolate și tratate în cel mai scurt timp, fără a căpăta răspândire. Variola maimuței este într-adevăr o boală a contactului apropiat și astfel riscul pentru publicul larg rămâne foarte scăzut. Deci ceea ce toată lumea trebuie să știe este că riscul în general este scăzut și nu ar trebui să fim îngrijorați. Potrivit ultimelor rapoarte ale Organizației Mondiale a Sănătății, peste 90 de cazuri de variola maimuței au fost confirmate în Marea Britanie, Portugalia, Suedia, Italia, Spania, Franța, Belgia, Germania, Statele Unite, Canada și Australia, iar recent a fost confirmat primul caz și în Danemarca.